Doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Contraatac. În această după-amiază vorbim despre sportul rege și despre ascensiunea Politehnicii Iași către elita fotbalului românesc, pentru că acolo ne dorim cu toții ca Politehnica să se regăsească la finalul actualului sezon 2022-2023. Iată, pe un loc fruntaș a încheiat sezonul de iarnă Poli, care astăzi este în drum către Turcia, acolo unde își va desfășura stagiul de pregătire de iarnă. Vorbim despre premisele de viitor, despre ceea ce s-a întâmplat până acum și se întâmplă în momentul de față, împreună cu managerul general al Politehnicii Iași, Florin Briaur, care a acceptat invitația noastră. Bun venit în platou, Florin! Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație! Și felicitări pentru parcursul de până acum. Poli, iată, mulțumesc pe unul dintre cele două locuri direct promovabile în momentul de față. Suntem chiar pe primul loc promovabil, dacă luăm în calcul că Steaua nu are drept de promovare. Așa este, și da. Mi-aș dori să fim la finalul sezonului chiar pe locul întâi, dar să fim promovați în Liga 1, ca să fie cel mai important. Care e secretul? Cum ați reușit să ajungeți până aici? Dat fiind faptul că, iată, anul trecut am evitat cu succes, să-i spunem, retrogradarea în eșalonul al treilea, dar de această dată Poli a revenit precum pasărea Phoenix, a renăscut așa din propria ei cenușă și se îndreaptă către elită. Cu multă muncă, asta e secretul, este munca, nu este niciun alt secret decât muncă. Am pornit la acest drum în 2021, în vara anului 2021, când am spus foarte clar că proiectul nostru este pe 2 ani de zile, un an în care să stabilizăm clubul, să ne menținem în Liga a doua, după care anul următor să atacăm promovarea. Acum suntem în partea finală a acestui ciclu de 2 ani de zile, trebuie să fim atenți în continuare, sunt convins că cu multă atenție, cu multă muncă, cu multă dăruire vom reuși să ne îndeplinim obiectivul, pentru că ar fi păcat ca Politehnica Iași să nu revină în Liga 1 de fotbal, în Liga fotbal românesc, acolo unde ne este locul, pentru că ne uităm și fără să jignim echipe, sunt echipe care abia adună 3-400 de spectatori la un meci în Superliga și ar fi păcat ca Iașul, care are și un stadion care acum, la care se lucrează foarte mult, care poate să adune lejer câteva mii de oameni la stadion, să nu aibă o formație în prima ligă. Și de aceea, pentru asta muncim, acesta a fost obiectivul. Sunt convins că vom reuși să ne îndeplinim acest obiectiv, indiferent de provocările pe care le mai avem în ultima perioadă. Și sunt, slavă Domnului, provocări în ultimele luni. Și au fost de la începutul mandat, trebuie să recunoaștem. Un mandat cu multe, multe provocări, dar până acum trebuie să spun că suntem mulțumiți de ceea ce am realizat. Se putea și mai mult, cu siguranță, dar cred eu că suntem în obiectiv, suntem pe drumul care trebuie și acest lucru mă face să fiu mulțumit în acest moment. Vom ataca și partea de cancan, dar deocamdată să rămânem puțin la cea sportivă, pentru că eu cred că asta o interesează, îi interesează cel mai mult pe suporteri, această parte sportivă care să le ducă înapoi în elita fotbalului românesc, acolo unde ne este locul. S-au făcut destule schimbări în această iarnă, au plecat mulți jucători, au venit chiar mai mulți decât au plecat, nu? Cu unul? Unul singur. Au plecat 8, au venit 9. Așa. Va fi nevoie de multă muncă, într-adevăr, și pentru omogenizarea lotului, pentru crearea de automatisme, de relații de joc. Așa că Leo Brozavu are de furcă cu jucătorii acum. Avem și avantajul faptului că pauza e destul de lungă la Liga a doua. Practic am stat în vacanță pe 4 decembrie, reluăm meciurile pe 25 februarie, în jurul de 25 februarie. Deci e o pauză destul de lungă, am avut timp să facem și câteva meciuri amicale, vom mai face 4 în stagiu de pregătire din Antalya, și atunci e o șansă foarte bună pentru noi să omogenizăm lotul. Într-adevăr, n-am fi dorit să vină atât de mulți jucători în această pauză, dar cred eu că am găsit acele soluții pentru posturile pe care le căutam cu jucători mai buni decât ceea ce aveam noi. Și atunci, mai ales că am adus și jucători tineri. Am adus un Mogoș, care este internațional de tineret U20, am adus un Istrătii, care este un jucător care are în atenția marilor cluburi din România. Și atunci am preferat să îi aducem de acum, chiar dacă poate o să ne ajute mai mult de la vară încolo. Am preferat să îi aducem acum, să îi avem în lot, să îi pregătească Leo Grozavu. Așa se justifică și faptul că avem o delegație destul de numeroasă, pentru că avem 28 de jucători. Leo și-ar fi dorit numai 25 de jucători care să meargă. Avem 28 de jucători care pleacă din Iași, au 29-lea vine din Basarabia, vine din Moldova, vine în Antalya, Gău, și avem practic 29 de jucători, cu 4 mai mult decât ce-a fi dorit Leo. Dar la cei 4 jucători care merg, vorbim de un Farcaș pe care am dorit să-l luăm, un jucător care Leo crede foarte mult de la Academia noastră proprie, și ușor, ușor trebuie să facem pasul spre a promova și jucătorii din pepinieră proprie, nu neapărat din pepinieră proprie, jucători tineri pe care să-i putem la un moment dat, să-i putem transfera la un moment dat. Acest club, trebuie să recunoaștem, trebuie să ajungă la un moment în care să poate să scoată suficienți bani și din transferul de jucători. Nu-mi place cuvântul de vânzare de jucători, transferul de jucători, că e termenul corect, din transferul de jucători. Și de aceea acum am preferat să cheltuim niște bani,
să ducem 4 jucători acolo, dar care se pregătească în plus față decât Șarpilor Leu, dar 4 jucători tineri pe care să-i aibă Leu sub privire, să-i poată antrena zi de zi, meci de meci, astfel încât ușor să facă și ei pasul către echipa mare. Ați întâmpinat o dificultate și în ceea ce privește partidele amicale. Aveți două meciuri programate cu echipe din Rusia, meciuri pe care a trebuit să le anulați. A trebuit să le anulăm. Ne putem, e mult spus, programat. Era o propunere din partea firmei care organiza aceste meciuri, până când FIFA nu a dat acea decizie că se interzise meciurile cu echipe din Rusia. Era doar o discuție. N-am avut niciun amical programat. A fost doar o discuție, n-aveam nici contracte semnate, tocmai pentru că așteptam poziția oficială a celor de la FIFA și așteptam să găsim adversari mai buni. Și iată că am reușit. Pot să vă spun că cel mai probabil 99% pe 12 februarie vom juca un meci cu Dinamo Kiev, de exemplu. Dacă nu apare nimic de ultimă, la ora 11 pe 12 februarie vom juca un meci cu Dinamo Kiev în locul unui meci cu echipă din Rusia și mai căutăm un singur adversar. Avem un meci cu Dinamo Kiev, avem un meci cu primul loc din Nordland, primul loc din Danemarca, o echipă, nu mai spunem, foarte, foarte bună. Deci vom avea, zic eu, din 4 meciuri, măcar 3 vor fi foarte, foarte puternice. Mai avem o echipă din Serbia pentru început, pentru acomodare, după care Leo și-a dorit 3 meciuri foarte puternice cu adversari foarte puternici, el fiind genul de antrenor care nu se ferește să joace amicale cu meciuri, cu echipe puternice. Este o serie de antrenori care evită să joace cu adversari. Pentru moral, mă gândesc. Exact, pentru moral, amicalul. E absolut normal și o parte și de cealaltă, cum privești lucrurile, dar evită să joace meciuri de verificare în cantonament cu adversari din aceste puternici pentru că poți demoraliza jucătorii. Leo nu și-a asumat, vrea să vadă exact unde suntem, trebuie să vadă și jucătorii unde suntem și foarte bine acest lucru. Ați înlocuit bine Rusia cu Ucraina? Am înlocuit Rusia cu Ucraina ca să fie toată lumea mulțumită, să nu fie niciun fel. Nu, trebuie chiar să o recunoaștem, nu am fi dorit să jucăm un amical cu, putem spune de acum că au trecut deja, nu ne-am fi dorit sub nicio formă să jucăm un amical cu echipa din Rusia, vă dați seama, nu ar fi fost. Era însă, în ultimă instanță, dacă nu aveam adversar, pe acolo găseam o soluție. Sunt echipe din România care au jucat cu echipe din Rusia, deja amical, nu-i asta o problemă. Dar nu mi-aș fi dorit să jucăm amical cu echipa din Rusia, pentru că așa ar fi fost normal să nu jucăm cu echipe din Rusia. Și era doar o propunere, a fost aceea, nici măcar, nici acum, nici acest moment nu avem amicale stabilitate, avem numai 3 stabilite. Nu? Vă dați seama că vorbim de acum o lună de zile când a venit acea propunere. Am lăsat-o acolo pe birou, n-am luat nicio decizie, n-am semnat niciun contract cu ei, tocmai ca să nu ajungem să jucăm un amical cu o formație dintr-o țară care e în război cu toată lumea. Din fericire s-a votat și bugetul și iată că stați bine din punct de vedere financiar în ceea ce privește banii din Consiliul Local. Chiar vreau local. Să transmit și eu mulțumirile mele și am spus și public, spun și din partea lui Cornel Schweitzer, mulțumiri pentru colegii noștri la Consiliul Local, care colegii mei la Consiliul Local, care au înțeles că sportul deșean trebuie să fie pe un drum ascendent, că trebuie să finanțăm sportul ieșean cu sumă cât mai mari ca anul trecut pentru a ne îndeplini obiectivele, pentru că sportul ieșean a fost subfinanțat, poate știu eu, în ultimii ani de zile. În ultimii 2-3 ani de zile cred că s-a văzut o atenție foarte mare pentru sport, pentru promovarea sportului, pentru finanțarea sportului. Iar bugetul pentru Politehnica Iași este un buget atât cât ne-a permis resursa financiară pe care o avem la Consiliul Local, pentru că sigur era nevoie de o sumă poate mai mare decât 2 milioane de euro, 9,9 milioane de lei. Dar a trebuit să înțelegem și nevoile celorlalte cluburi. Și am avut chiar o ședință cu Comisia de Tineri și Sport, colegii mei din Comisia de Tineri și Sport în cursul zilei de marți, săptămâna trecută, și chiar vreau să apreciez faptul că avem un consens în Comisia de Tineri și Sport. De altfel, cred că este pentru prima oară de când se finanțează fotbalul la Iași, în care am avut unanimitate de voturi în Consiliul Local. Tocmai pentru că ne-am ajutat cu toții la masă, indiferent că vorbim de PNL, PMP, PSD, USR, oameni care iubesc sportul suntem toți și care am înțeles, dumne, trebuie să mai luăm o leu de aici, să le punem dincolo, încercând, așa cum putem noi să susținem sportul din Iași. Sumele sunt oricum mai mari decât anul trecut. Clubul Sportiv Politehnica, de exemplu, ia un buget cu 50% mai mare decât anul trecut. Clubul Sportiv Municipal, condus de Ciprian Ursu, clubul Ministerului de Tineret și Sportul, ia un buget de 400.000 de lei față de zero anul trecut. Adică ușor încercăm să susținem. Clubul Sportiv Școlar Unirii ia 100.000 de lei, anul trecut n-a luat nimic. Am încercat la fiecare să punem câte ceva în așa fel încât noi nu suntem Dumnezeu, Doamne ferește. Noi. E o conjunctură acum că noi decidem, Comisia de Tineret și Sport, decidem sumele pe care le alocăm în funcție de solicitările pe care le-au făcut cluburile, pentru că am analizat practic toate solicitările care erau depuse până la 31 ianuarie la primărie. Este o singură solicitare care n-a fost luată în calcul încă, pe care o vom lua în cursul acestei luni în discuție, pentru că
A fost o discuție în cadrul comisiei, vorbesc solicitarea de la Stomart, de la basket, echipa de basket. A fost o discuție în comisie prin care am stabilit că trebuie să avem o întâlnire cu domnul Stochici pentru a vedea exact care sunt planurile lui. La Iași mai avem câteva echipe de basket, mai avem și Clubul Sportiv Politehnica, CSS Unirea. Trebuie să vedem exact până acum concura sub același nume. Și a fost o discuție în comisie să nu finanțăm neapărat orgolile din basket, cât să vedem unde dăm banii, pentru ce dăm banii și cum dăm banii. Dar nu înseamnă că am închis subiectul basket. Dimpotrivă, a rămas să-l amânăm, l-am discutat în următoarea ședință, pentru că nu mai aveam timpul efectiv până la ședința de miercuri, erau comisiile unite. Noi ne-am întâlnit marți, am stabilit acestea sunt cererile, am primit 10 cereri, am finanțat 9, a rămas ca 10 să o luăm în discuție în cursul lunii februarie pentru ordinarea din februarie. Au mai rămas un fond de rezervă de 275.000 de lei la nivelul Comisiei de Interes Sport. Bine, până la urmă, din ceea ce am înțeles eu din spusele primarului Mihai Chirica în decursul anilor, vrea să financeze până la urmă performanța. Iată, Politehnica Iași, dacă e să facem o paranteză de un minut, Politehnica Iași în ceea ce privește basketul a ajuns în play-off-ul ligii secunde, de unde poate ajunge foarte simplu în Final Four și la o promovare, o eventuală promovare. Acolo se va pune problema de alți bani, cu siguranță. Dar așa înțelegem, asta e performanța, nu? Până la urmă... Din păcate, la nivel de Iași, trebuie să ne asumăm foarte clar niște obiective și niște măsuri pe care să le luăm. Și asta am încercat să facem. Degeaba dăm la 10 formații și niciuna nu promovează. E drept, e neșansa sau poate șansa Comisiei de Interes Sport că noi trebuie să gestionăm lucrurile astea. Și atunci voi aveți e ușor. Poziție ingrată, nu da? E ușor să fii, mai ales pentru mine care sunt provinși din sport. Am scris despre sport ani de zile, iubesc foarte mult sportul, mi-s prieteni mari, am ajutat conducătorul de club din Iași. Și o poziție ingrată, dar nici nu putem să finanțăm, repet, 10 cluburi în mediocritate. Mai bine finanțăm 2 care să facă performanță. Și atunci trebuie să luăm în calcul fiecare variantă. Apropo de performanță, într-adevăr, trebuie să ne gândim ce se întâmplă și mai departe. Finanțăm basketul, intră în Liga 1. Ce se va întâmpla după aceea? Păi și la fotbal să știi că e aceeași situație și urmează să te întreb. E același, lucru, la fotbal, același lucru și la fotbal. Și de aceea lucrăm în această perioadă împreună cu direcția juridică a primăriei, să vedem și cu echipa de avocați pe care o avem noi la club, să găsim cea mai bună metodă prin care să finanțăm echipa de fotbal și în Liga 1, pentru că este foarte important acest lucru, indiferent că vor veni mai mulți bani de pe TV, indiferent că noi clubul ne-am asumat să atragem mai mulți bani din surse private și este un minus pe care îl avem în acest moment și un eșec al nostru, al conducătorului, pe care îl și recunoaștem fără doar și poate, că n-am reușit să atragem foarte mulți bani, foarte multe sume mari din surse private și asta e marele regret al meu pe care l-am, că nu reușim să convingem încă mediul privat din Iași să vină alături de noi. Adică vine un om de la Botoșani, o firmă din Botoșani, Cornel Schweitzer, care investește bani și nu reușim să convingem pe cineva din Iași să investească. Toți sponsorii pe care avem noi, mai mari, ca să spun așa, sunt în afara Iașiului. Aici e un minus al nostru, nu reproșez nimic nimănui, Doamne ferește. Probabil este vina noastră, n-am reușit să-i convingem pe oameni că merită să investească la Politehnica Iași. Da, dar cred că e și o problemă a legii sponsorizării și iarăși ajungem în același punct nevralgic în care tot ne învârtim de ceva ani încoace, atât timp cât nu va exista o lege a sponsorizării care să fie foarte clară și să ofere niște facilități oamenilor de afaceri, nu știu în ce măsură ei vor vrea să se implice. De anul trecut există o lege a sponsorizării pe la Camera Deputaților, dar nu e foarte decizional, trebuie să intre în comisie, va mai dura probabil și e păcat, pentru că, într-adevăr, nu poți să ceri unui om să dea 2 lei dacă el nu are de câștigat decât imagine. Trebuie să-i faci niște facilități fiscale, nici măcar imaginea s-ar putea la un moment dat. Trebuie să-i creezi niște facilități fiscale prin care să-l poți încuraja pe acel om de afaceri să dea, în loc de impozitul care să-l dea 5 lei la stat, domnule, vreau să dau 6 lei la sport și nu mai dau 5 lei la stat. Și altfel lucrurile se pot regla foarte ușor, pentru că atunci când investești în sport, reduci costurile de la tratamentele medicale, de la sănătate și oricum se echilibrează lucrurile. Ar trebui doar să fim un pic mai concentrați pe acest lucru. Din păcate, să nu ține de noi, de Consiliul Local sau de noi de la club. E o decizie care e macro și ține de Ministerul de Sport, de Camera Deputaților, de Parlament. Dar eu rămân cu regretul că nu am reușit să atragem încă de la oameni din Iași. Sper să-i putem convinge în acest an. Și asta a făcut o paranteză. Dincolo de sumele pe care le vom atrage noi din surse private, e clar că avem nevoie de susținerea comunității în continuare. Nu vom putea ține acest club în Liga 1 să facă și performanță decât cu susținerea comunității locale. Și vedem că acest lucru se întâmplă și la Târgoviște, se întâmplă și la Pitești, se întâmplă și la voluntari, se întâmplă în multe locuri, inclusiv CFR Cluj primește bani de la primăria Cluj. Sigur, suma nu e foarte mare, dar primește bani de la primăria Cluj. Nu, dar Universitatea Cluj primește... Universitatea Cluj primește o sumă mult mai mare. Sunt echipe de Liga 1. Nu te poți lupta cu acele echipe de Liga 1 decât dacă fie ai un patron puternic în spate, pe care nu-l avem la acest moment, fie ai sprijinul comunității locale.
tot timpul am spus, echipa nu este echipa primăriei, echipa Consiliului Local, este echipa comunității locale. Astăzi Consiliul Local este Breaur, mâine poate nu o să mai fie Breaur. Este echipa comunității locale. Brandul Politehnica trebuie să rămână și acesta e obiectivul pe care l-am impus noi. Să nu îngropăm Politehnica, cum erau destule voci și au fost destule discuții în Consiliul Local în 2021, când se spunea, doamne, hai să pornim de la Liga a IV-a. Eu cred că ar fi fost o greșeală, pentru că ar fi fost nedrept față de oamenii care au muncit la acel club, care ar fi trebuit să nu mai dăm salarii. Și iată că ne uităm ce se întâmplă din urmă, iată, Rapidul este ajuns din urmă de un litigiu pe vechiul club și de fapt UEFA vine și interpretează faptul că vechiul club e același club, de fapt, cu... și nu mai merg acest subterfugii. Universitatea Craiova la fel, litigiile pe care le-a avut pe vechiul club, mă refer la echipa lui Mititelu, acum trebuie să plătească pe noul club. Și numai la Steaua și FCSB nu se rezolvă cazul niciodată. Nu cred că nu se va rezolva prea curând. Și de aceea spun că a fost o decizie corectă. Chiar dacă acum ne confruntăm cu mari probleme din acest lucru, trebuie să recunosc faptul că datoriile acestea din urmă și faptul că nu le putem plăti din banii primăriei, din banii Consiliului Local, ne creează cele mai mari probleme. Deci dacă ar fost doar din punct de vedere sportiv, din punct de vedere al exercițiului curent financiar 2022-2023, era foarte simplu pentru noi. Din păcate, legea, așa cum este ea construită, legea 69, prin care sunt finanțate structurile sportive, ne împiedică să plătim datorii la stat mai vechi decât exercițiul curent, datorii la jucători, antrenori, conducători mai vechi decât exercițiul curent. Și acești bani ne trebuie, nu? Acești bani n-am să găsim decât într-o proporție foarte mică și aici trebuie să lucrăm în continuu, să găsim soluții, să atragem bani, să împrumutăm, să dăm înapoi și ușor, ușor să reușim să ajungem la promovare când vor fi alți bani cu siguranță la Liga 1. Dar chiar așa sunt bucuros că am reușit să diminuăm datoriile la stadion. Erau 1 milion și ceva de euro, să fim acum undeva la 600-700 de mii de euro datorii la stadion, din care eșalonate o parte dintre ele. Suntem într-o discuție pentru restructurarea TVA-ului și acolo mai avem o parte din bani pe care îi mai putem economisi. Ușor, ușor ne așezăm, cred eu, pe făgașul care trebuie. Dar toate aceste lucruri n-ar fi avut nicio valoare dacă nu sportiv, așa cum spuneai și tu, dacă n-am fi fost pe un loc de promovare. N-ar mai fi avut nicio valoare acum că am redresat noi economic financiar clubul, că stăm bine, că stăm cât de cât suntem stabili, că nu mai suntem un partener de care să fugă toată lumea. Înainte, în 2021, când am venit, mi-a fost atât de greu să convingem jucători, încât n-aș vrea să fost nimeni în locul nostru. Jucători care nu spuneau nimic, nu erau nume, vai de mine. Nu vin la ea și n-am auzit să vă ofertați pe Messi și pe Ronaldo. Exact. N-am apucat încă. Sper la Liga 1, la Superliga. Dar spuneau, domnule, nu vin la ea și nu s-au dat salarii de 4 ani, că biroul arată cum arată, că stadionul arată. Oamenii, jucătorii vorbesc nu între ei, că nu aveți bază sportivă, că nu aveți infrastructură, că nu aveți oameni care să spună că dau salariile mâine, să le dea mâine, să ne amână 3-4 luni de zile. Și acest lucru ne-a creat mai probleme. Dar acum suntem un partener solid și s-a văzut și în această iară. Am vrut să aducem pe Musi de la FCSB, ne-am luptat cu Oțelul, cu Slobozia, cu cluburi destul de mari din Liga a doua, ca să spunem așa, stabile și lei financiar. Și a ales Iașul, pentru că Iașul devine ușor, ușor un oraș tentant, o echipă tentantă, s-a văzut că ce am promis la jucători s-a rezolvat. Sigur, a mai fost întârziere, a mai fost blocaje, dar întotdeauna când am promis jucătorilor că se va întâmpla ceva, ce lucru s-a întâmplat? Cam am întârziat o zi, două, cam dat cu o zi, două mai devreme, dar ne-am ținut de cuvânt. Și de acum suntem un club frecventabil și solvabil. Acum nu pot să nu atac și subiectul săptămânii trecute. Cum am denumit știrea de atunci, s-a detonat bomba în dealul Copoului. Cam așa s-a întâmplat. Iată, cel mai ieșan dintre toți ieșenii care lupta pentru, acum ceva vreme, spunea că luptă pentru interesele acestei echipe, a venit să-și ia banii înapoi. Ciprian Paraschiv a câștigat procesul, 200.000 de euro cu aproximație ar trebui să-i dea clubul, plus repunerea în funcție. O funcție care teoretic nu e funcția ta, dar practic e cumva pe acolo. Nici nu contează funcția, nici contează cei 200.000 de euro. Nu contează, acum eu am spus-o și în Consiliul Local, o spun și acum, nu se pot dezbate foarte multe hotărârea instanței, în primul rând nu pot comenta. Nu, dar aș vrea să îi lămurim pe ieșeni că din banii lor nu se vor duce către Ciprian Paraschiv, niciun leu nu se va duce. Asta vreau să spun și foarte clar. Deci vreau să spun că nu contează funcția, nu contează cine e președinte, câți președinți sunt. Important ca poliția să-și ducă drumul mai departe, să promoveze în Liga 1. 1. 2. Nu eu, nu actuala conducere a clubului, nu Consiliul Director l-a demis pe Ciprian Paraschiv. Ciprian Paraschiv a fost demis de vechea structură de conducere a clubului. Și nici măcar n-a fost demis, a fost restructurat. Și a fost restructurat, n-a fost demis, știu eu, pentru rezultate, a fost demis doar pentru restructurarea posturilor, că nu mai erau bani atunci. Deci n-are nicio legătură cu noi. E drept că noi am spus acum că vom încerca să ne îndreptăm într-o acțiune în regres
am și demarat deja discuțiile cu avocații, o acțiune în regres pentru răspundere delictuală împotriva celor care au prejudiciat clubul, pentru că practic acum suntem prejudiciați noi. 3. Vreau să-i asigur pe toți că din banii Consiliului Local, acordați conform legii 69 și conform unui amendament depus de colegul meu cu Consiliul Local Ciprian Bostan în cadrul ședinței Consiliului Local de vineri, banii nu pot fi plătiți pentru despăgubirile date domnului Ciprian Paraschiv. Este clar că va trebui să găsim noi resursele financiare pe care să, din care să plătim. Acești bani însă la parte turnare de fonduri să-l plătim pe Ciprian Paraschiv din bani de la Consiliul Local. Este lucruri evidente, oamenii, colegii mei consilieri locali mi-au transmis un semnal foarte clar că sunt cu ochii pe ceea ce se întâmplă și normal să fie așa. E logic, da. E normal, sunt bani foarte mulți în joc, vorbim de o sumă de 200.000 de euro, mai mult sau mai puțin, vom vedea că nu sunt făcute calculele încă. Eu acolo, ce pot să spun, eu ce pot să spun este că am demarat deja discuții cu Ciprian Paraschiv. Eu sunt încrezător că vom ajunge la o concluzie, pentru că până la urmă interesul comun ar trebui să fie al nostru tuturor ca Politehnica să promoveze în Liga 1, nu să blocăm acumulatea clubului. Vom încerca să ieșim, deci e clar că trebuie să respectăm decizia instanței. Discutăm acum la nivel de avocați, echipe de avocați și la nivel personal, eu cu Ciprian Paraschiv, avocații noștri între ei, și încercăm să ajungem la o concluzie în așa fel încât să nu blocăm acumulatea clubului. Dat în faptul că nu putem plăti din bani la Consiliul Local, trebuie să găsim o soluție ca acele despăgubiri să le eșalonăm în timp și le vom plăti fără doar și da, poate că nu e nimeni. În momentul absurd de față aveți un deadline pentru suma asta de bani? Nu, nu avem încă un deadline, suntem la nivel de discuție, la care la un moment dat, după aceste negocieri, se vor finaliza, știu eu, o săptămână, două, și Ciprian Paraschiv ne poate soma să plătim în 15 zile să-i plătim bani. Deci sunt convins că Ciprian Paraschiv va înțelege. Am avut deja discuții cu el, primele discuții, vom mai avea cu siguranță mai multe discuții. Trebuie să sunt convins că el va înțelege că nu putem să dăm, că nu avem de unde, efectiv, nu că nu vrem, nu e rea voință, nu, și mâine dacă se pune papele pe conturile clubului, niciun secret, nu avem decât, știu eu, deci 0,1% din suma pe care să o dăm lui în conturile clubului. Bine, dar dacă se va pune această poprire, mă gândesc că nu veți mai putea folosi niciun ban din toate resursele pe care le are clubul. Cu siguranță, dar eu nu cred că vom ajunge aici. Deocamdată subiectul e departe, nu vreau să comentez mai mult, pentru că suntem într-o discuție, într-o negociere și așa e frumos, să fim fiecare, să nu dezvăluim ceea ce se discută, să întâi să ne întâlnim, ne așteptăm la masă să ajungem la un draft final de negocieri, după care vom ieși public și vom spune asta am negociat, asta am obținut, asta am făcut. Am încredere însă că Ciprian Paraschiv va înțelege că nu trebuie să blocăm acasă clubului, că nu contează numele Breaur, Paraschiv, Schweitzer, Cojocaru, mai știu eu. Important este ca Politehnica să revină în Superliga. Ar fi păcat de eforturile de un an și jumătate care s-au făcut. Mai sunt 3 luni de competiție, februarie, mai. Haideți în aceste luni să ne concentrăm pe fotbal, să ne concentrăm să ducem poli în Liga 1, în Superliga, după care în mai vom trage linie și vom vedea ce se va întâmpla cu toții. E părerea mea personală. Dacă l-ar fi interesat povestea asta, probabil că nu s-ar fi ajuns la proces și nu s-ar fi ajuns aici. Dar să vedem, poate că măcar acum poate mă contrazice Ciprian Paraschiv. Eu zic că vom ajunge la un consens. N-ar avea acum, ar fi ilogic să nu ajungem la un consens. Bun, mai avem 3 minuțele și aș vrea să vorbim puțin și despre prima partidă pe care Politehnica Iași o va disputa în jurul datei de 25 februarie. S-a stabilit deja? Încă nu e stabilit, dar cel mai probabil meciul cu Schellenberg nu va fi de atât de mare interes pentru televiziuni și probabil nu va fi televizat, deci va fi ora normală a etapei, sâmbătă 25 februarie, ora 11. Pentru că va fi și un meci oarecum al orgolilor, dat fiind faptul că în dealul Copoului revine fostul tehnician al Politehnicii Iași, Claudiu Niculescu. Te aștepți la o luptă mai crâncenă decât... Cu siguranță. Va fi așa și normal. Am simțit-o și la Slobozia când am jucat cu echipa lui Costel Ianache, fostul nostru antrenor. Și e normal să fie așa. Fostul, da. E normal să fie așa. Până la urmă e logic. Și noi ne-am bucurat când Claudiu Niculescu a câștigat cu... fiind la Polia și a bătut pe Chiajna. Nu, i-a bătut pe Chiajna. Fosta lui echipa. Adică era clar, nu... Însă nu trebuie să ne uităm la adversar, nu trebuie să ne uităm la ce fac ceilalți. Important e ca noi să fim bine până la ora jocului cu Schellenberg-ul, să fim pregătiți și am încredere în staff-ul tehnic, am încredere în băieți că vom fi pregătiți la ora jocului cu Schellenberg. Noi, conducerea, încercăm să asigurăm protecția cât mai mare a gazonului, a suprafeței de joc. Vreau să precizez că de când a plecat echipa în vacanță, în decembrie, n-a mai intrat nimeni în terenul de joc, suprafața de joc e acoperită cu o folie
din cele mai moderne ca să poată să respire iarba, să pot încercăm să asigurăm... Asta e un lucru bun pe care l-ați moștenit. Așa este, așa este. Categoric, dar sunt și lucruri bune pe care le-am moștenit, niciun fel de problemă, nu, Doamne ferește. De altfel m-ați spus, eu n-am ieșit în ultimii, n-am ieșit de când sunt acolo să acuz greaua moștenit. Am spus doar cum stau lucrurile, n-am spus niciodată, fiecare poate greși. Important este ca toți să fim, să gândim cu sufletul, cu inima și cu mintea către Politehnica Iași, către promovarea în Superligă. Ai obiectivul tuturor. Noi suntem trecători. Vin eu, plec, pleacă altcineva. Nu cred că are nimeni contract pe viață cu Politehnica Iași, sau nu cred să fie așa ceva. Important este ca fiecare să lăsăm amprenta noastră asupra ceea ce facem. Și important este că Politehnica Iași este acum foarte aproape de promovare. Suntem acolo, în cărți pentru promovare. E șansa noastră, trebuie să luptăm pentru ea și de aceea fac un apel către toată lumea să ne susțină, să ne sprijine și să înțeleagă momentul foarte important pe care îl traversăm. Nu știm ce va fi la anul. Dacă ferească Dumnezeu, ratăm acum o promovare, nu știm ce va fi la anul. Nu știm în ce conjunctură vom mai fi. Ce va fi cu finanțarea pentru club. Și atunci, haideți să strângem cu toții rândurile. Acum, ăsta e apelul meu și pentru Ciprian Paraschiv și pentru toată lumea. Strângem rândurile cu toții. E vorbim doar de 3 luni de zile până mai. În 30 mai se termină campionatul la Liga a doua. Să dea Dumnezeu că 30 mai să fim promovați, după care pe 1 iunie discutăm orice altceva, funcții, nu mai contează. Important să fim în Liga 1, e în Superliga, cum se cheamă acum. Am și uitat, vezi, nemai fiind conducător de Liga a doua, nu mi-am... Stai să vedem că asta se tot schimbă de la un sezon la altul, să vedem cum se va chema să la anul. Să fim noi în elită, nu mai contează să fim în primul eșalon. Mulțumesc tare mult pentru prezență, Florin, și sper într-adevăr să ne bucurăm cu toții la finalul sezonului de promovare înapoi în elita fotbalului românesc. Iar noi, dragi telespectatori, în a doua parte a ediției de astăzi vom vedea ce au declarat cei doi antrenori care s-au întâlnit săptămâna trecută în Dealul Copoului. Este vorba de fapt cei doi reprezentanți ai cluburilor. Este vorba despre Leo Grozava, antrenorul Politehnicii Iași, și Dorin Goian, reprezentantul celor de la Foresta Suceava. S-au întâlnit, s-au duelat, a câștigat Politehnica. Felicitări și pentru aceste rezultate din amicale, pentru că sunt importante până la urmă, așa cum spuneam, pentru moralul jucătorilor. Vedem ce au declarat cei doi după o scurtă pauză de publicitate. Eu sunt Laura Cristiana Hulubei. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, tot luni de la aceeași oră, pentru o nouă ediție a emisiunii Contraatac. Până atunci, să auzim numai de bine în sportul ieșan și nu numai, să fie pace și liniște în lume și, bineînțeles, vă invit cu drag, la fel ca de fiecare dată, să rămâneți alături de Iași TV Live. Pe curând!